Bine. Salutare lume și bine m-am regăsit la un nou episod alături de Plusica. Ok. Am găsit off-camera niște diamante. Pe care de fapt nu eram off-camera, le-am filmat doar că a ieșit destul de prost videoclipul și m-am decis să îl refilmez. Eu zic pune că e destul de ok. Care editează cu partea în care am luat diamantele. Mă rog, văd, eu nu contează. Ideea este că am găsit, acum am 8 diamante. Ia și tu încă unul, hai să ai așa, ia-l, să nu te plângi. Unde? Unde? Aha. Ok, bun. Am găsit destul de multe diamante, pot să-mi fac un târnăcop, gata, am târnăcop eu. Și înainte să înceapă clipul, e destul de important, deci nu uitați, hai să punem abonatul pe perete. Bun, este foarte bine să faci chestia asta. Astăzi ne jucăm Minecraft ca grăsani. Hai să facem, să punem primul abonat pe perete, da? Primul și în primul rând. Nu uitați să comentați la acest videoclip cu absolut orice vreți voi și să lăsați un like pentru a putea intra pe peretele abonaților. Pe peretele grăsanilor, că așa le place oamenilor. Să fim grăsani noi. Da, da, da. Eu sunt deja. Mai auzi, Marius? Da, 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 Rafaele. Da, Rafaele. Stai așa, cum se numea? Random Pick Winner. Bun. Așa, bam, bam. Am închis din greșeală ăsta, așa cum trebuie să reintru. Minecraft ca grăsani. Cum o să ne zică cineva să jucăm Minecraft ca grăsani? Hai că-s curios cine va fi primul care va intra. Eu. Bun, loud comments. Bun, deci nu uitați, nu vă ia decât dacă ați dat like și dacă ați lăsat un comentariu, atunci vă ia în considerare. Ia. Respect pentru tine la 100k, fă un live cu seria. Te pup, bro, cel mai tare. Cătălin Suicide sau sucide, de fapt, scrie că a vrut să scrie Suicide și a fost lene să mai schimbe. Eu fi fost lene să mai schimbe lui, da. Azi că sucide sună bine. Bun. Da. Hai să mai punem da. Cătălin Suci. Stai mă, cum se scrie mai exact? Ca să nu greșesc numele, luăm Suci D mare E. Suci D mare E. Bun. Al doilea abonat pus la mine pe perete, iar aici este abonatul lui Vlad Tuzboy. Bun. Sper că este totul super super ok. Da, deci nu uitați că ați apărut pe perete, să apăsați pe butonul de like, să fiți abonați, desigur, și să lăsați un comentariu cu ceva pozitiv. Bun. Acum că am făcut chestia asta, am găsit diamante și găsisem acolo unde eram eu, era și niște, cred că puteam să fac deja niște de la, cum îi zice, stai așa să pun toată piatra asta aici. Pot să fac deja niște, să iau niște obsidian, știi? Și aș că am vrea să fac asta. Păi fă. Că am avea nevoie să putem pleca în Nether, știți? Și m-am decis să luăm obsidianul ăla, doar că trebuie acum să mă duc acolo, ia stați. Deci eu am 4 diamante, vă dus tu câte mai ai? Nu știu, stai să mă uit. Ți-ai făcut? Nu mai am, da, mi-am făcut. Ce ți-ai făcut? Târnăcop și mai ce? Târnăcop și topor. A, ți-ai făcut și topor. Nu se merită să-ți faci topor de diamante de obicei. Mie-mi place, e foarte bun, că eu iau mult lemn de obicei. Eu cu lemnul mă ocup de obicei. Unde era mă aia? Gaura. Nu mai știu sigur. De ți-am zis sau îmi dai teleport? A, uite, uite, uite. Cred că asta e. Nu? Da, asta e, asta e, bună, am găsit-o. Ok, fuck it. Stai așa, iar am uitat să iau lemn. Băga mea și noroc că am topurul ăsta la mine, să fă iau aici unde ăsta. O să fac un nod ăsta, un fel de apă, știi, ca să putem să coborăm. Să ne fie mai ușor. Mi-a venit o idee genială. Ce idee genială ți-a venit? Fac un pod înspre acoperișul casei. Pod spre acoperișul casei, de ce-i vreau? Am altă idee, gata, nu mai contează, o să vezi. Ok. Nu mă bag. Dar doar zi-mi eu întâi mai bine. Nu. Că după poate faci căcaturi. Dacă e ceva, le refac. Păi, da, bine, tu decizi. Yay. Eu mă duc. Hai că pun apa, uite aici. Amă, nu veni și tu așa, firai tu de apă să fii. Bun, hai că eu mă duc cu ea deja. Te ceri cu apa? Mă duc cu ea. Dar te și ceri cu ea. M-am certat cu ea până acum, da. You incompetent fuck, just learn to drive slow. Hai că rămân fără aer până ajung eu. Oh, am ajuns și n-am rămas. Foarte bine. Bun. Hai să punem niște torțe pe aici. Eu deja mă duc spre mina mea unde am găsit diamantele. Să vă arătăm acum și mina mea unde am găsit diamantele. Că n-ați vă apucat să o vedeți. Am așa pe unde trebuie să iau. Știu că trebuie să cobor. Da, uite pe aici. Nu, stai, stai. Te s-aud apă.
Aud. Încoace. Încoace aud apa, da. Uite aici, nu? Da, bun. Bun, am găsit. A, de ce? A, dar stai că îmi trebuia lavă, că fă că... Da, aici e o mină mai mare, cred, ia stai. Dacă e o mină mai mare, super, super șmecher. Dacă e o mină mai mare, e foarte super. Păi a fost făcută de mână, mă. Da, nu, 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 nu mina noastră. A. E o mină aici. Una... Mm-hmm. Acolo unde am găsit diamantele, știi? Da, da. Și mai găsești una alta. Cred că diamante nu prea mai ai cum, că aici sunt deja la 26, dar nu mai ai cum. Da, e mină de aia mare. Parcă te să pui apă, da, apă peste lavă ca să faci obsidian. Bun, păi hai că mă duc, o să fac o săritură din asta nebună. Ah, am supraviețuit, respect. Și unde stai aici? La 12, poți să găsești și diamante, super. Ai găsit la 12, păi da, ține. Sunt la 12, nu n-am găsit diamante, dar pe aici cred că o să găsesc, sunt șanse foarte mari. Da, sunt cele mai mici șanse la 12. Crezi? Da. Păi dacă găsești între 11 și 12. Bun. Hai că... Mamă, e foarte mult redstone. Nu, ai zis 9 și 12. Da. N-ai zis, da, păi ai zis, da, 9 și 12, mă rog. În fine, în fine. Nu contează. Hai că iau acum ăsta... Ah, fuck it, e destul de nașpa făcut aici totul. Dar mie nu-mi place cum se vede ce am făcut. Ar trebui scări. O să vezi, da, trebuie scări. Trebuie să găsesc o pack de la White, știi? Bun. Uite, să sparg aici, că e peste tot lavă și mi-e foarte greu să iau obsidianele astea. Mhm. Dar măcar mă ocup. A, și nu uitați să ne spuneți, știți de fapt chestia asta, că port aceeași tricou și toată chestia asta, că săptămâna asta, filmăm episoade în avans, bla 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 bla, bă, măcar să aibă oamenii noștri videoclipuri, știți cum zic. Ne apropiem și noi de 100.000 de abonați, nu știu câți avem pe ăsta, aproape 92.000. Nu prea am făcut eu live-uri și chestii de astea în ultimul timp, pentru că am zis mâine seară la ora 2 sau 3 plec. O să fie super, de-abia aștept vloguri zilnice de acolo, o să fie genial. Doar că... Eu, am zis că vreau să postez și pe acest canal, deci o să aveți cel puțin un videoclip pe zi, nu știu dacă mai multe. Sunt șanse să și mai multe, adică poate mai filmăm ceva așa la distracție sau poate mai filmez eu singur dacă Vlad o să mai aibă chestii sau chestii de-astea. Deci sunt șanse să aveți videoclipuri mai multe decât unul pe acest canal, dar nu uitați pe canalul celălalt că o să postez vlogurile zilnice, ceea ce e foarte important pentru mine, deci să mergeți pe acolo pentru că practic alea sunt munca cea mai mare. Bine, și aici o muncă, că totuși noi filmăm foarte multe clipuri. Dar vă dați seama, vloguri zilnice, că eu practic mă duc acolo să mă relaxez. Și să fac vloguri zilnice, practic, îmi creez o muncă de unul singur. De ok, că dacă îți place, pana mea, știi cum zic. Da, bă, știi cum zic. A, nu te mai auzeam. Păi tu lăsam să vorbești, că nu vorbesc peste tine ca tine. Nu, dar zic, gen, că nu vorbeai nici când te întrebam pe tine ceva asta. Păi nu m-ai întrebat. Da, mai mult cred că așteptam să să mă aprob sau ceva, pui mie, nu știu. Da, ziceam, da, 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 cum ziceam? Da, 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 exact, da. Da, da, da. Da. Cum câte din astea îmi trebuiau? Multe, nu știu, nu știu ce din asta. Obsidiane pentru... A, habar n-am, niciodată n-am înaintat atât de mult. Nu? Nu, mamă, eu de obicei sunt la nivelul casă, oraș și pa. Stai că fac una din piață, cred că 12 dacă nu mă înșel. Stai să verific. This is my style. Shop, shop, shop. Aolo, shop. Cred că e ok? Da, nu, no, mai trebuie un de ăsta. Mă, se vede genial. Bam, bam, bam. Și mai trebuie două. Cred că așa. Da, așa. Ia, nu deci îmi trebuie 1, 2, stai. 1, 2, 3, 4, 8. Ai șoată de lie. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 îmi trebuie și am 9, ok. Salut! Salut! Deci avem 9 din astea și practic clipul ăsta este numit... clipul ăsta am găsit și diamante și mergem și în Nether, deci suntem cei mai mari barosani. Ce noroc ai că tu poți să ți le programezi, că tu ți le pui așa pe toate deodată, eu trebuia să pui la video ca să știu. Tu nu poți? Nu, păi uita că nu, eu nu monetizez canalul. Deci nu l-ai monetizat? Card. A, da, stai, l-am monetizat. Poți. Azi. Am uitat că l-am monetizat azi. A, deci practic poți tu să ți le programezi acum. Nu, pentru că într-o săptămână zice dacă ai fost...
Ah, da, știu că era o să dai un... Când am apucat eu de YouTube, nu era așa. Efectiv, ți le Da. monetizai și gata, următorul moment puteai să ți le programezi. Dar ai văzut ce reguli ai, nu știu ce, și ce Da, s-au ceva? schimbat mult de când am apucat eu. Că și că n-ai voie să dai click pe reclamele tale? Asta nu știu. Ceva e genul ăsta scria. Nu știu, n-am citit alea. Dar oricum, când m-am apucat, eu era extrem de easy și basic, adică oricine, nici măcar nu trebuie să citește alea. Acum, zici că Acum, am da. nebunit, frate. Deci, au nebunit direct. Nu știu ce-i cu ei. Da, nici. Le-am citit pe unele, că altele nu știu, erau Măcar să ne prea. dea ei bani pe vizualizări și chestii de-astea. Da, câți bani îți dau? Da, câți bani ne dau, zici că ne ajunge să ne luăm și nouă pâine, nu? Nu. Ești pe aia. Bine, mie mi-ajunge. Da, Mie nu. dar doar de pâine. Vlad Mie de pâine. rămâne neînfometat. Lasă-o că am oamenii mei care mă... Da, exact. Ia stai. Îmi ia frățiorul tot acum cuțit pe CSGO? Da? Da. De Mă care? nebunit. Huntsman. Respect, îmi place mult și mie Hatsmen-ul. M-a pus să aleg, ești nebun și zic că bă, aș fi chiar nesprit dacă aș alege. Nu, frate, alege. Nu Păi, știu. logica, să-ți placă și ție, nu? Da, mă, da, e aiurea, adică n-am, o simt și prost. Zici, sunt ca... Știi tu cine care ghidează oamenii cum să-i doneze. De 10 ani. De-aia n-am zis parcă în roasturi, nu? Da, nu. Trebuia. Ghidează copii de 10 ani cum să-i doneze, cum să-i dea schemă. Da. Da, nu găsi, n-am găsit diamante. Păcat. Chiar vreau să găsesc. Cred că m-aș duce și încolo să vedem, să încerc. E bine să încerci. Dar îmi trebuie foarte multă piatră. A, dar chiar cât fier ai găsit? Ai găsit fier? Da, l-am băgat în ale. Clipul meu deja are 12 minute. Hai că mă duc până acolo și gata. Ia cât mai mult fier și pune la prăjit. Gen, chiar am Ia mă, dar nevoie. nu-i chiar așa, stai așa. Să facem un anvil de ăla, știi? Stai așa că nu-i așa. Că pot să-mi pun skin-uri șmechere pe anvil. M-am depărtat foarte mult de casă, să știi. Nu contează. Îți dai stash kill, cred. Nu știu dacă ai TP-ul pus. Dacă ai spawn point, nu ți-ai setat spawn Trebuie point-ul? să am o pe ca să-mi dau slash kill. Ah, ok. Pot să-ți dau eu, da. Vrei să-ți dau? Da, dar nu acum. Oricum, dăm ca să-l am, dar eu ce acum nu mă duc chiar acum la casă. Bine, atunci nu-ți dau încă. What the fuck? A, OP-ul? OP-ul oricum ți-l dau. La cât de autistici tu și la cât de multe prostii faci pe server, nu-ți dau ție nimic aici, nebun. Tu stai acolo, la rang de player. Bagă ăla să distrug casa. Da, tu stai la rang de player. Ce autistiști. Nu, eu sunt. Ba Dacă da. erai un om cu care te puteai înțelege azi și nu zici că aveai criză de epilepsie, plus 8 ani, chiar era ok. Da. Stai că nu știu unde am ajuns. Și nu mai văd nimica deja, că e bebezna aici. E bebezna. Bun. Da. Păi, mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, am cam ajuns și noi la capătul tunelului, cum ar veni. Deci chiar vă mulțumesc mult de atenția acordată. Am făcut roșu de obsidiane, o să ne facem și portalul în episodul meu, probabil următor, pentru că vreau să fie în al meu. Wow. Și în al tău, dacă vrei, mergem în Nether. Nu că fac ce vreau eu acum în episodul ăsta. Bine. Am sunat dur. Da. Ok. Deci vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Eu am fost Alex, noi ne vedem data viitoare. Salut. Pa, pa.